Bine v-am regăsit la Lumea Nevăzută. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Astăzi avem un subiect care poate fi provocator pentru fiecare dintre noi. Vom discuta despre relații. De ce nu mai funcționează relațiile când apare suferința în dragoste și cum o putem depăși, dar și care este profilul unui partener care minte sau trădează în relație. Toate acestea le aflăm de la invitata mea, Soada Agachi, psiholog și specialist în tehnici de citire a chipului. Soada, bine ai venit! Mă bucur să te revăd! Bine te-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Vorbeam noi și înainte de misiune, spuneai că și la tine la terapie, la consultanță, vin foarte mulți oameni cu probleme în cuplu. Ce se întâmplă? De ce apar atâtea probleme în ultima perioadă în relația de cuplu? Sunt două, trei aspecte pe care le-aș puncta. Sunt foarte multe motive, dar cele mai pregnante, cele care cântăresc foarte mult, sunt în felul următor. Nu e într-o ordine specifică, dar printre cele mai, să zicem așa, cu o nuanță foarte, foarte puternică în ochii celuilalt și care contează enorm de mult. Primul rând, oamenii au foarte mari așteptări în orice fel de direcție, dar mai ales când vine vorba de relații. Iar așteptările foarte greu corespund cu realitatea. Rar se întâmplă ca un om să-ți depășească așteptările. Nu, da. Este firesc să intri într-o relație cu unele așteptări? Ba da, dar de cele mai multe ori intrăm în relație cu așteptările pe care noi le avem în general la modul ideal și nu mai dăm voie să-l cunoaștem pe omul din relația noastră, cel cu care noi intrăm. Pentru că și omul respectiv are și el la rândul lui o imagine ideală despre o relație, nu despre a sa și după puterile lui ce poate el să ofere și după puterile celuilalt ce poate celălalt să ofere. Și aici apare adevărata problemă, că se întâlnesc două lumi, eu și un el, în care fiecare avem o imagine ideală despre o relație, fie că am citit în cărți, fie că ne-au citit părinții despre făt frumos, că am văzut în filme. Și în momentul când ne întâlnim cu cineva, noi venim cu tot acest bagaj și îl punem pe umerii celuilalt și îl căutăm să vedem dacă corespunde cu câteva elemente care considerăm noi că ne-ar ajuta în relație. Mai mult decât atât, noi cu toții, când ne întâlnim cu celălalt pentru prima dată, venim în fața lui cu o variantă a noastră pe care ne-am dorit noi să o atingem într-o bună zi. Aici e foarte important de reținut, fiindcă eu vin cu totul, cu tot ce înseamnă, să zicem, Soada sau Maria sau cine o fi, cu partea mea care mi-aș dori să o pot arăta celuilalt, dar încă nu am ajuns la ea, nu o pot susține zilnic. Și mai mult decât atât, vreau ca celălalt să facă să se simtă bine și să mă placă. Și atunci ne comportăm ca și cum am fi deja, să zicem, mult mai drăgăstoși, mult mai dornici să interacționăm, dar în realitate noi încă nu suntem așa. Și la un moment dat, după o lună, două, trei, poate patru, cinci ani, chiar și atunci, omul poate să ajungă să lase deoparte toată această armură sau acest rol pe care l-a jucat din dorința de a-l cuceri, spre exemplu, de a avea pe cineva. Motivele pot fi enorme. Iar celălalt se poate simți deseori, cum se spune, mințit. Sau poate să spună, partenerul meu s-a schimbat. Niciodată un om nu se schimbă cu un alt om. El dintotdeauna a fost așa, doar că nu și-a permis să arate acea latură ca să nu te piardă sau pentru că probabil avea ceva de câștigat sau poate că a vrut să tindă să devină așa. Spre exemplu, și pe rețelele de socializare am observat că foarte mulți oameni, și eu și mulți alții, punem cea mai bună variantă noastră, pentru că alegem din 10 fotografii unde arătăm cel mai bine sau scriem ce putem noi cel mai frumos să scriem, chiar dacă ne-ar fi venit să spunem cu totul și cu totul altceva. Și asta este un semn că noi vrem să devenim acel om, încă nu suntem, dar nu avem puterea să susținem. Și atunci, în ochii celuilalt se dărâmă toate imaginile care și le-a creat. Încă un lucru foarte important. Sunt femei, dar și bărbați, care înzestrează un partener cu calități pe care în realitate nu le are niciodată. Pentru că a fost cu X înainte, da, și, nu știu, a fost fascinat de anumite trăiri pe care le-a avut, anumite gesturi care le-a avut acel partener. Se despar, se întâlnește cu noul partener și vine cu un bagaj în urmă și dacă se aseamănă un gest sau un cuvânt sau un chip, dacă tot vorbim de fizionomie, cu cel cu care a fost acel om, automat are impresia că ar trebui să se comporte așa, dar de ce oare nu vrea să arate acea latură? Și aici greșesc enorm de mulți oameni, pentru că sunt femei la mine care vin și îmi povestesc că el nu mai caută de 5 ani, de 2 luni, de 3 luni, alta de 28 de ani, mi-a spus, pentru că el asta caută să îi arate ei cumva un fel de răzbunare. Nu există așa ceva. Un bărbat când te vrea, te vrea.
când nu te vrea, nu te mai vrea. În ei nu există jocurile pe care noi le facem și când spun jocuri, nu spun într-un sens rău, pentru că asta ajută pe un bărbat în general să mai vină cu ceva, cu, nu știu, o creativitate aparte. Nu au ei atât de mult joc în a se răzbuna, nu te caută pentru că vrea să-ți dea de înțeles. Nu rezistă mult un om. Nu reziști tu cu toate strategiile tale ca femeie în jocurile pe care tu le lansezi în lumea bărbaților, da? Dar amite un bărbat care nu are în el ideea aceasta de joc. Are ideea de strategie, de atac, de cucerire. În schimb, noi, ca ființe feminine, avem noi nevoia de a ne juca, de a atrage, de a avea mreje, de a simți și de a căuta trăiri în ochii celuilalt și noi înșine. Numai că lumile sunt total diferite și aici apar foarte mari probleme în lumea doamnelor, din ce am observat, încât ele încă așteaptă de la cei domni multe gesturi pe care ei nu le oferă. Mai există o problemă și de partea domnilor, în care ei ar trebui deseori să caute să mai avanseze în treale masculinului, fiindcă era foarte ușor să te simți înainte bărbat când femeia avea alte activități decât le are astăzi. Și aici vreau să punctez un lucru foarte important. Pentru domn, dacă înainte era o problemă că femeia te vroia pentru banii tăi, fiindcă ea era casnică sau creștea 5 copii sau nu avea școală sau nu avea acces la lume și știai că stă cu tine pentru partea aceasta financiară, astăzi când femeia poate să-și o dobândească singură, iarăși nu e bine pentru că mulți dintre ei ajung să fie frustrați. Că femeia s-a masculinizat, că a ajuns să aibă carieră. Și atunci îi pare un conflict în ei. Și ar dori ca femeia să rămână casnică sau să fie mai, nu știu, sub nivelul în care el ajunge să câștige, dar în același timp se simte pe de o parte cumva mințit că ea îl vrea pe el pentru statut, pentru bani. Când apare o doamnă care are statut și bani, el se simte inferior. Și atunci apare aici un conflict în bărbați. În femei la fel, pentru că ele nu știu cum să fie soada. Să fie o doamnă în societate, să găsesc un rost, ca să nu simtă un bărbat că eu îl vreau pentru partea financiară sau să rămân acolo, să aștept liniștită și să-mi câștig minimum încât să apară un domn cu mai multă prestanță sau cu mai multă situație financiară. Și cum găsim acest echilibru? Aici trebuie bărbaților să li se transmită mesaj că ar fi minunat ca ei să meargă mai departe decât de latura financiară. Astăzi femeile umple sălile de conferințe, caută cursuri de dezvoltare personală, vor să discute și alte subiecte cu acei domni. Nu zic că nu rămân și doamnele materialiste sau nu și-ar dori un bărbat cum de altfel și un bărbat și-ar dori o femeie să fie super mișto. Doar că deja s-a ajuns în societate la un nivel mult mai înalt decât bani. Vor putere, puterea mentală, vor să aibă discuții de alt gen și multe femei nu se simt satisfăcute, penetrate, excitate mental din partea domnilor. Pentru că nu mai au cu ce să vină, fiindcă au rămas undeva preocupați doar de latura socială, gen casă, masă, mașină, copii. Și aici e doar o invitație către ei să caute, nu știu, să le impresioneze cu alte lucruri decât cele materiale sau, eu știu, te iau de soție, pentru că aici apare un dezechilibru. Și doamnele, la rândul lor, ar trebui să înțeleagă că acești bărbați, sau chiar și ele, ar trebui undeva să aibă multă înțelepciune. Enorm de multă înțelepciune. Pentru că pretențiile sunt foarte mari. Foarte mari din ambele tabere și sunt oameni cu foarte multe așteptări. Unii de la ceilalți. Doi la mână, ca și problemă în relație, tentația. Și trei, nerăbdarea. Înainte, faci ce făceai, făceai ce făceai, trebuia să rămâi pentru că gura lumii, între paranteze. Sau pentru copii. Că ce o să zică lumea. Exact. Copiii, astăzi, că sunt, că nu sunt, tot gura lumii, nu mai contează atât de mult cum conta înainte, oamenii divorțează mai repede chiar dacă au copii, dar gura statului, gura lumii. Iar astăzi, din cauza faptului că lumea s-a obișnuit, s-a săturat să nu mai asculte atât de mult de gura lumii, nu mai stau atât de mult într-o relație.